Hello! Văd că e cineva online. Să-mi spuneți dacă mă vedeți și dacă mă auziți. Hello! Hei Alina, să-mi spui dacă mă vezi și dacă mă auzi? Mă vedeți, mă auziți? Acum. Da, așa trebuia să mișc un pic de ecran ca să îmi dau seama să văd și comentariile. Bună, Gagici! Eu sunt Roxana, pentru cine nu mă cunoaște, o parte din fete din grup mă cunosc. Se vede, se aude, mulțumesc și în UK și în UK. Eu sunt Roxana Băcilă, mă numesc, sunt din Sibiu. Lucrez broderie de a, aproximativ 12 ani, cam așa, nici nu mai știu exact. De mult timp oricum, la cererea și inițiativa Marceliei, ne-am ne -am apucat să facem niște mici live-uri în care să învățăm tehnicile de bază în, în broderia cu mărgele. Cu fetele împreună, pe, ca și test, am făcut acest pandantiv, ca și test să vedem un pic cum merge cu live-ul. Am făcut acest pandantiv împreună. Și astăzi vom învăța ceva mai simplu un pic, pe fete le-am le băgat un pic la mai greu. Asta este ce înseamnă îmbrăcarea unui caboșon în tehnica de bază, adică baza broderiei. Broderia cam asta este în principiu. acest cercei sunt făcuți în urmă cu ceva timp și din ceva foarte simplu, din tehnica de bază, se pot face bijuterii foarte drăguțe. Bună seara, bună seara! Um, noi o să învățăm să facem așa ceva, dar am ales un caboșon mai mic, puțin ca să dureze mai puțin și o să vă arăt totul până la punctul ăsta. Care îl vedeți voi acum, în afară de prinderea tortițelor, dar de fapt vă arăt și prinderea tortițelor, că nu nu știu ce de, de mult și poate vă dau niște idei să începeți să faceți în tehnica broderiei lucruri mai simple. Na, eu m-am pregătit cu un caboșon, este un, uh, nici nu știu cum să-i zic, uh, nu-mi vine numele pietrei acum, în fine, uh, nu e naturală, dar arată foarte bine. Avem așa, hai să luăm în ordine, deci am niște Toho 11.0, mi-am -am luat niște argintiu și niște turcoaz, în, capul, în uh, cazul meu, vreau să lucrez cu două culori, niște Delica 11.0 care sunt foarte utile, o să vedeți. Și niște 15-0, ce v-am scris și vouă. Și pentru margine m-am gândit la niște fire polish de 3 mm. Lucrez cu fire polish, îmi plac foarte mult. Sunt foarte drăguțe, culori foarte faine și arată, arată foarte bine și calitative. Nu au marginile tăioase, nu nimic. Mă gândeam poate la ce lucrez eu să le pun și două lacrimi, încă nu sunt uh, convinsă, vedem. Eu cos cu Sono sau cu Miyuki, da, nu mai am Miyuki momentan, cos cu Sono sau cu Miyuki. Astea sunt niște ațe de nylon, special făcute pentru margelele Delica și Toho, uh, foarte bune. Eu sunt foarte mulțumită de ele, am lucrat mult timp cu angel. Dar am renunțat. Oange sunt astea, da? Am renunțat la Oange pentru că mi-am dat seama că nu trec testul timpului. În timp, pața se coace și se rupe. Și cum am prins ceva timp făcând acest lucru, deja am, am persoane care mi-au spus că nu sunt ok. Uite, vă pot arăta un exemplu. Asta e o brățară lucrată cu Oange. Pur și simplu s-a rupt. Și am trecut-o de două ori. Deci nu este ok și trebuie refăcut este a unei cliente. Bun. O să începem. Caboșonul meu are 16 mm și tehnica de bază se începe cu un rând. Puteți lucra doar delica, arată foarte bine delica, doar delica îmbrăcat, dar mie îmi place să încep cu toho și să merg gradual cu, cu mărgele tot mai mici. Toho 11.0 și Delica 11.0 sunt un pic diferite ca mărime, Toho fiind mai mare, Delica fiind mai mici. Mi-am băgat ață în ac, un nod, nici nu știu cum să vi-l arăt, un nod, uite-l, da? Destul de mare, bună seara, bună seara, un nod destul de mare să nu treacă pe partea cealaltă și intrăm, intrăm lângă caboșon. Eu cos cu ace de 11 pentru că îmi sunt foarte, foarte bune, pot să trec cu ele prin orice, prin orice margea, inclusiv prin cele de 15 0. Mai întâi începem cu câte două mărgele pe ac de 11 0, toho în cazul meu, eu lucrez cu toho, sunt foarte mulțumită. Le dăm jos pe fir și dați-mi o lingura că vă că focalizează tot pe lingura. Că așa, bun. Începem cu două, le dăm jos pe fir, eu le am obiceiul de le cu unghia. Să le așez la locul lor în capăt și începem fix în capătul lor, pe spate, da? Mergem pe spate. Nu. Ăsta e pazul de bază, tot câte două, tot câte două. Acum când ne întoarcem, ne întoarcem pe interior, opa, pe interior, fix în mijloc. Da? fix în mijloc. Obligatoriu în mijloc. Am tras ața și intrăm prin a doua mărgea. Să o stabilizăm. Și tragem un pic, da? Deci nu lăsăm larg, tragem nici tare, dar nici încet. Asta cu tensiunea, era o discuție destul de largă. O să te obișnuiești să ai tensiunea bună, după ceva cu sut. Iară două, în capăt, lângă celelalte, Începem în mijloc, ne ducem pe dos, ne întoarcem la cele două la care am venit, fix în mijloc, pe interior, da? Tot timpul tragem mața pe interior, obligatoriu pe interior, o să vedeți la sfârșit de ce. Da? Am trecut din nou prin a doua, iară, două margele pe ac. 1, 2, tragem mărgelele jos, le-am așezat unde e locul lor, intrăm în capătul lor cu acu, ne întoarcem printre cele două pe interior. Da? Uite aici, pe interior. așa că am aici comentarii să vedem ce zice. A, o dat cineva niște taguri, am înțeles. Din nou, două mărgele pe ac. Opa, haideți. Le-am tras jos. Așa, focalizează. Bun. Intrăm în capătul lor. Ne întoarcem pe interior printre ele. Am avut astăzi ceva mici probleme cu căldura și îmi tremură mâinile, că nu mi-am revenit. Așa că dacă vedeți un tremurat, sunt eu. Mi-a scăzut tensiunea și calci foarte tare și m-am luptat un pic să-mi revin, dar e ok. Iar două, Intrăm în capăt printre ele și prin a doua. Pentru rândul de bază este obligatoriu două câte două, niciodată nu luați mai multe peac. pentru că pentru următorul rând vom începe îmbrăcarea pe tehnica peiote și trebuie să fie obligatoriu număr par de mărgele. Pe primul rând. Două câte două. Și oricum și pentru stabilitate, pentru că rândul ăsta susține tot, toată îmbrăcămintea pe capoșon. Bună! Mă bucur că se aude și se vede în Anglia. Așa. Din nou, prin mijloc, da? Prin mijlocul celor două mărgele și pe interior, obligatoriu pe interior. Trebuie să facem tot rândul de jur împrejur. Tot timpul când puneți primul rând să fiți atente să fie cât mai lipit de caboșon, să nu rămână spațiu între mărgele și, și caboșon, Așa. Da? Următorul rând o să vreau să-l fac cu turcoaz ca să să facem cu model puțin. Eu între timp am hotărât că va fi o pereche de cercei aceste, aceste caboșoane îmbrăcate, vor fi, și între timp am pregătit primul caboșon și l-am și băgat deja la presat, o să înțelegeți mai încolo ce înseamnă asta, ca să pot să-l scot și să vă arăt vouă ce înseamnă presat și cum pregătim caboșonul pentru, pentru margine. Pentru marginea care, nu știu dacă ați văzut-o, uitați să vă arăt la cercei care am făcut, este aceasta, vedeți? Care e făcută în tehnică brick stitch și ultimul rând cum ar veni, care stă în altă poziție decât celelalte mărgele cu sute pe bază. Uh le ziceam și fetelor în primele live-uri făcute de probă, eu lucrez pe fetru. Ăsta e fetru de croitorie care se bagă la întăritura costumelor, la reverele costumelor, lucrez foarte bine pe el, îi dens, îi tare, stă un pic bățos și ajută foarte mult la ținuta de pe urmă a bijuteriei. Cu cât e fetru mai moale, cu atât o să vă stea nu o să vă stea drept și frumos la sfârșit lucru. Oricum el în timp se lasă pentru că e un textil și bine ar fi să-l puneți bățos din prima. Fetele căutând să-și cumpere fetru mi-au spus că au găsit la librărie. Există fetru din asta care se decupează și se fac chestii pentru copii sau se lucrează lucru manual cu copiii și uh... Ziceau fetele că au găsit destul de ok, și atunci dacă nu aveți posibilitatea să vă comandați, puteți găsi la magazinele de textile, cum găsesc eu, în România. Cred că aproape orice magazin de textil din România care se respectă are așa ceva. Sau la librărie, cum orziți zis fetele. No. Acum suntem, da, am ieșit din cadru, sorry. acum suntem aici, la penultimele două mărțele da? Ieșim prin mijloc, după cum am stabilit. Am trecut, bun. No, acum e un spațiu aici destul de măricel. În principiu îți intră 3, dar noi nu avem voie să punem 3, că ne strică modelul. Și atunci vom pune două, chiar dacă le lăsăm un pic mai largi. În momentul în care, vedeți, ar mai intra una lângă, dar nu o înghesuim, de înghesui două, hmm. parcă n-aș înghesui, mai bine l-aș lăsa un pic mai larg, mai bine. Și atunci bag cu în capăt unde se gata rândul, adică unde am început rândul, tragața, ele vor fi mai lăbărțate să zic așa, am intrat prin mijloc, am prins-o pe a doua și am ieșit prin ea ca de obicei. No, ele se așează. Dacă le mai tragem un pic cu degetul, am umplut și gaura aia. E ok. Acum, trebuie să trecem. A, uite și în Germania. Te rugăm să mărești imaginea să vedem exact cum se plimbața. Ok, hai că încerc. De cam așa. Numai că mi frică să nu ies din cadru. De asta te-am pe larg. Ok. Da, așa să mă dau mai aproape. Nu no, așa. Noi acum am terminat primul rând, trebuie să trecem la rândul 2. Rândul 2 m-am hotărât să-l fac cu turcoaz, în cazul meu, și ca să trecem la rândul 2, intrăm doar prin prima mărgea, următoarea, este cea pe care n-am prins-o de două ori. Da? Cați înțeles că din cele două, doar pe una o prindem de două ori, una are doar un rând de ață prin ea. Și am intrat în asta. Și acum, două secunde să desfac ața mi se mai... Gata. No, și acum, noi vom începe un peiote. Ca să-l îmbrăcăm. Luăm peac o mărgea, în cazul meu turcoaz. O sărim pe următoarea. Dați se vede? Se vede. O sărim pe următoarea și intrăm în următoarea. Este următoarea prin care am trecut doar un rând de ață. Încă o mărgea, o mărță, o sărim pe următoarea și intrăm în următoarea. Nu. Așa arată. Dați un pic. Asta e. Așa trebuie să arate, da? Bun. Și facem treaba asta tot rândul. O săr pe următoarea. O sar pe următoarea, intri în următoarea. Cele care știți tehnica pe iote o să vă fie simplu. Nu-i mare lucru. Cele care nu știți, acum le învățați. Pe înseamnă măr rând după rând de mărgele în care ultimul rând se prinde de rândul anterior. Tot timpul. Un fel de model caramidă, să zicem așa. Cum se puneau caramizile la casă pe vremuri. O sărim pe următoarea. Intrăm în următoarea. Trage câte un pic, da? Nu e ok să tragi rândul la sfârșit. Să lași așa și să tragi la sfârșit. Nu -o, o să ți se strângă decât jumate de rând și atunci de câte ori mergi, tragi un pic. O sărim pe următoarea, intrăm prin următoarea. O sărim pe următoarea, intrăm prin următoarea. Următoarea o sărim, mergem la următoarea. Da? Tot așa. Cam așa ar trebui să vă arătă rândul 2. Și el începe să se ridice în sus. Una o sari, una o iei pe ac. Exact. Exact, exact. Un au sari, un au ei pe ac, cum zice doamna, dar cu mărgeau pe ac, da? Deci mai întâi ei mărgea pe ac. Un au sari, te duci pe cealaltă. Oricum, te duce rândul, te duce rândul și se ridică mărgelele din mijloc, pentru că ele au fost prinse doar cu un rând de ață. Celelalte care sunt pe bază, care au rămas pe bază, sunt cele prin care am trecut de două ori cu, cu acum. Dacă vedeți că nu se prea ridică, înseamnă că n-ați nimerit mărgelele prinse doar o dată, ci le-ați nimerit pe alea prinse de două ori, și atunci ele o pun un pic de rezistență ca să se ridice. De aia, eu când am terminat primul rând, trec doar prin următoarea. Da? Sărim una. Intrăm în următoarea. nu, no. Ceva de genul. Și terminăm rândul până la capăt. Opa, așa că mi s-a dus acu și prin ultima. am întors. Așa. Am ajuns la penultima, da? Bun. Mai am de băgat una singură. După cum vedeți, mai am trei libere, cum ar veni. No. O sar pe următoarea și intru în prima din care am început și pe diagonală și în cea turcoaz, prima pe care am băgat-o. Și deja am urcat la rândul următor. M-am pus în poziție să fac rândul următor. După cum vedeți, aici că eu le-am lăsat mai largi, o să aveți ceva de genul. O să vi se vadă un picața, pentru că eu n-am vrut să le înghesui. Dar în momentul în care punem și următorul rând, ele se vor aranja fiecare la locul ei. Nu. No. Nu prea sunt fan înghesuit, pentru că la un moment dat ți se face un unghi, un țuști, un nu știu cum să-i zic. Da, esmeralda, una, da, una, ba, exact. Bun. No, după cum ziceam, mie îmi place să merg gradual și să... Noi trebuie să ne mulăm cum ar veni pe caboșonul ăsta. Și atunci noi ca să ne mulăm trebuie să micim, să, să mergem cu mărgele cu un număr tot mai mic. După cum ziceam și la început, Toho și cu Delica, deși amândouă, amândouă sunt 11 pe 0, Delica sunt mai mici ca diametru față de astea. Ăstea sunt mai rotunjite, ăstea nu sunt așa de rotunjite. Și atunci, următorul nostru rând, că noi suntem deja în poziție, că am luat-o pe diagonală când am terminat rândul, îl fac cu delica de 11-0. Evident, la fiecare caboșon se poate modifica. De exemplu, dacă ai un caboșon înalt, probabil că mai intră un rând de toho sau ți intră două de delica. În cazul acestui caboșon îmi intră două rânduri de toho, adică astea două, un rând de delica și un rând de 15-0 am făcut eu modelul ăsta, maxim. Adică nu suport, adică nu e nevoie de mai mult și mie îmi și place să las cât de, cât de mult se poate caboșonul desfăcut, dezvelit, dar totuși să fiu sigură că el stă acolo prins. Pentru că lipiciul nu întotdeauna ți-l ține și am văzut multe chestii cu caboșon și doar un rând de mărgele în jur, fără peiote, fără prindere. Dar înseamnă că trebuie să ai super mare încredere în lipiciul tău. Bun. Începem rândul numărul 3 cu Delica. Da? Am luat un Delica pe... Un Delica 11.0 pe ac și într un în următoarea turcoaz, scoasă în afară. Noi acum mergem pe cele scoase în afară, umplem spațiile dintre mărgelele turcoaz. Asta vom face rândul ăsta. Umple, umple, umplem spațiile de aici. Mai ales că ele sunt scoase în afară, e poate cel mai ușor rând, să zicem așa. Deci noi tot ce trebuie să facem e să umplem spațiile, dar totuși să tragem, da? Să avem un pic de tensiune, pentru că acum noi cum am mers cu următorul rând mai, cu mărgele mai mici, Acum astea se vor aduna, se vor strânge în jurul caboșonului, da? Da, face un colț exact. Mersi, Anișoara. Hai să vă mai dau un pont. Ce n-am făcut, că am zis că fac cu voi pe cameră. Eu îmi lipesc ăstea pe chestii cu colțuri, dar pentru cața mi se prinde veșnic în colțuri. Am obiceiul să mi le tai uite așa pe rotund. Ca să nu mai bați în ce să se prindă și în ce să mă încurc. Bun. Niște ani de zile m-am chinuit cu colțurile până am văzut la o rusuaică, Dar nu, cap să ai că mintea vine, fetelor. Continuăm să umplem spațiile dintre mărgelele mele turcoaz, cu câte o mărgea de lica 11 .0, în cazul meu argintie. tragând cât un pic, da? Ținem un pic tensiunea strânsă și din când în când mai tragem în urma noastră. Bun. Am ajuns din nou la penultima pe care am pus-o. Mai am loc exact de una. O iau pe ac să focalizăm, așa, am intrat prin turcoaz și intru pe diagonală și în prima delica pe care am băgat-o, ca să urc la rândul următor. Tragem un pic și după cum vedeți, deja mărcelele au început să se strângă, dacă ne uităm din față, au început să se strângă pe caboșon. Asta e din cauza faptului că am, am mers cu un rând de mărcele un pic mai mici, da? No. După cum ziceam, au început să se aranjeze și ăstea. Mai e una aici care stă cum vrea ea, dar putem să o punem cu unghia. Dar au început să se umple spațiile și să se aranjeze. No Dacă faceți treaba asta doar în delica, o să arete și mai uniform și mai frumos. Eu sunt o mare fană de îmbrăcat ca boșoane în Delica, dar evident îți crește, îți crește, un pic investiția, să zicem așa, și dacă le faci să le și vinzi, tu trebuie să te gândești și la chestia asta. Ca să le poți face să le vinzi la un preț ok și pentru tine, dar și pentru clienta care cumpără. Bun. Eu acum, pentru că am făcut un element înainte și știu exact ce urmează, m-am hotărât să fac un element, un, un model stil steluță sau stil floricică, cum vreți voi să-i spuneți să arete un pic mai deosebit având în vedere că o să fie un lucru un, un model simplu măcar aici îmbrăcămintea de jur împrejur să arete bine acum eu lucrez cu 15 0 prefer tot 15 0 când cumpăr tot de la Delica pentru că sunt mai tubulare și mai drăguțe și mai lunguiețe și mai cum să spun eu au, au dimensiunea mai faină decât 15-0 de la Toho. Noi deja ne-am poziționat în, pentru rândul următor și vom face așa. Trecem în următorul, în următoarea delica da, care e ieșită în afară. Tragem un pic. Și acum nu mai băgăm o delica de asta mică 15-0 aici. Trec prin turcoaz fără nimic pe ac și prin următoarea delică o e așa pe diagonală, cum ar veni ascunde mața, să nu se vadă, la următorul. Gen cu model, să-i zicem așa. Da? Suntem aici. Trec în următoarea delică. Stai să focalizeze. E greu un pic cu, cu live-ul pe telefon, dar ne descurcăm. Hai, mami. asta -i. Da? și am intrat. Și am ieșit. Se formează ca o floricică cu mijlocul turcoaz și petalele argintii, să zicem așa, da? Vedeți? Și atunci ai un spațiu cu mărgea, un spațiu fără mărgea. Trecem prin, fără nimic peac turcoaz, delica, următoarele, pe diagonală. Mai luăm un 15 pe 0. așa, să vedeți unde suntem. Și trecem în următoarea delica 11.0 care iese în afară. Bun. No, și face ca niște colțuri floricică, să-i zicem așa. Iar trecem prin, fără nimic peac, turcoaz cu delica. Am ieșit în partea elaltă luăm un 15 pe 0 și mergem în următoarea delica care iese în afară. Iară. Turcoaz cu delica pe diagonală fără nimic pe ac. Gen una da, una nu. Mai luăm un 15 pe 0. Ne ducem în următoarea. Iară, fără nimic pe ac. Turcoaz cu Delica, 15-0, am intrat în următoarea, noi ne luăm doar de mărgelele care ies în afară, Ale următorul nostru rând, da? Iar turcoaz cu Delica fără nimic pe ac, 15-0, trecem în următoarea Delica turcoaz cu delica fără nimic pe ac. Da, cu lingurița. Înveți la un moment dat. Când te saturi de mărgele sub unghii, treci la linguriță. 15-0, delica și am terminat. Este foarte posibil, am primit întrebare, ca aici când ajungi să nu rămână spațiu liber și așa. Nu contează. Înseamnă că rândul partea de jos nu a avut uh, număr uh, par de perechi. Niciun stres. Nu lași locul cu două libere, mai bine faci două colțuri de steluță decât să lași două spații libere, că nu arată frumos. Și atunci, nouă, ne arată caboșonul așa. Și un pic mai altceva decât dacă l-am face simplu care nu e așezată la locul ei, o mai împingeți frumos cu unghia, că se așează ea. Am tras mai tare un pic. Nu știu să zic cum se numește covorașul de mărgele, ăsta mare l-am primit cadou și ăsta cu care l-am lângă și este aceeași chestie, mi le-am cumpărat de pe Corilo. Iare, este o investiție extraordinară, se lucrează senzațional pe ele. Deci nu există comparație față de ce lucram eu înainte și covorașul de mărgele, vi-l recomand din, din suflet. Cam așa arată caboșonul îmbrăcat. Acum o să începem să-i facem două rânduri de mărgele ca să fie cu model. No. Asta înseamnă îmbrăcarea unui caboșon în tehnica Bid Embroidery. Acum, o luăm pe diagonală, o luăm pe diagonală ca să ajungem jos de tot. Noi trebuie să ajungem pe spate. Și am luat-o pe diagonală prin mărgele, uite așa, ca să nu se vadă. Așa am ajuns la ultima, aici jos. Și acum mă bag în spate. Cât mai aproape de mărgeaua din care am ieșit, să nu mi se vadă, ața, da? Bun. Lăsăm un pic de Așa trebuie să vă arate pe spate. Ideea este să nu vi se curbeze foarte tare fetru. Dacă vi se curbează foarte tare fetru, înseamnă că ați tras mult prea tare. Și înseamnă că nu o să fie ok. Deci el trebuie să rămână drept, da? Nu trebuie să iasă caboșonul pe fund cumva. Dacă tu tragi foarte tare, o să-ți iasă caboșonul în sus și o să se tragă fetru în față. Bun? Na, eu am ieșit aici știu cam unde am ieșit și mă întorc acum pe față, lângă una din mărgelele astea, să, așa, lângă una din mărgelele astea scoase în afară, da? Foarte aproape de ea, un milimetru și am ieșit afară. Mă pic, că mi se tot răsucește ața și să nu mi se încurce. Când lucrez pe circular, e normal să ți se răsucească ața. Eu am o tehnică simplă, țin acul atârnat, las lucru în jos și trag cu degetele de fir și lucru se învârte și se desface ața. Bun. Eu am încurcat orele. Da, nu stai liniștită că rămâne înregistrat și puteți să reveniți la video pentru detalii oricând. M-am hotărât eu... Ok, o să dăm 15 la o parte, că nu ne mai trebuie. M-am hotărât să fac un rând, mie îmi place la fel, cum, cum lucrez aici gradual de la mare la mic, mie îmi place și rândurile care înconjor, cu care înconjor caboșoanele să le lucrez de la mare la mic. Asta e plăcerea mea, îmi place mie cum arată, nu trebuie toată lumea să-mi urmeze sfatul sau tehnica. Sunt foarte multe modele. Dacă deja ai prins un pic din pasul de bază al broderiei, în momentul în care o să te uiți la următoarea lucrare de broderie, o să-ți dai seama despre ce-i vorba acolo. Și eu iau două, astea sunt uh, niște fire polish de 3 mm, sun, uh, sunt o mentă lăptoasă așa culoarea, îmi place foarte mult. Iau două pe ac, le dau tot timpul jos și le împing cu unghia în capătoaței, întotdeauna. Eu întotdeauna fac asta pentru că am văzut foarte multă lume care lucră în aer, ia mărcelele pe ac și înțeapă unde crede că s-ar termina mărcelele. Nu faceți treaba asta, o să aveți un lucru lăbărțat. Și atunci le pui la locul lor da? și bagi cu fix în capătul lor. E mai sigură treaba. Și din nou, ca la primul rând, ieșim printre cele două întotdeauna pe interior. Întotdeauna. Să nu ieșiți pe exterior cu acu. Niciodată. Odată că ține mai bine, le ține mai aproape de ce vrem noi să, unde vor ele, vrem noi să stea. Noi vrem să stea de jur împrejurul lucrului, da? Și atunci, în primul rând că le ține mai aproape și primul rând lângă caboșonul, ține mai aproape de caboșon să nu rămână spațiu și să nu rămână urât, așa și cu rândurile astea. În primul rând că le ține mai aproape și la sfârșit de tot, o să vedeți de ce tot insist. Scoateți acul pe interior. Din nou, două fire polish, le dau jos la locul lor, cu unghia la locul lor, și am înțepat cu acul în capătul lor, perpendicular. Nici sub ele, deci nici sub ele, dar nici uh, prea departe de ele. La fel, am ieșit în mijlocul lor. pe interior. Și din nou trec prin a doua. Deci este exact aceeași tehnică de la rândul de bază. Două câte două. Puteți merge și una câte una, fără stres, dar nu-i cazul că o să vă arăt un șpil, să zicem așa, la sfârșit, ca să vă stea mărgelele la locul lor. Da? Două. Printre ele... Și prin a doua. Unu. Uite-mă că nu mai vor. Unu. Doi. Două. Printre ele. În, cap în capătul lor. Printre ele. Și prin a doua. Mai nou, găsiți pe YouTube destul de multe tutoriale despre, despre broderia cu mărgele și baza, cum să îmi faci un caboșon, cum nu știu ce. Pe vremea mea, acum 12 ani, nu exista absolut niciun tutorial. Credeți-mă, am periat YouTube-ul de la cabla la coadă, la ora aia nu erau tutoriale, între timp au apărut, ceea ce e foarte bine, pentru că eu am făcut cum am crezut. Am făcut și am desfăcut până mi-a ieșit. Că eu din asta de nu mă las. Două. Printre ele, pe interior, repet. Și prin a doua. Și facem treaba asta de jur împrejur. Bine, există tot felul de variațiuni faine. Uite, o să vă arăt uh, printre ele. Pac, și am ieșit prin a doua. Haideți să vă arăt la un caboșon de bază îmbrăcat ce puteți face fain. Asta va fi un pandant cândva, când o să am vreme de el, da? După ce am terminat de îmbrăcat caboșonul principal, l-am lipit pe al doilea fix de margine lipit. Bine, asta e o mărgea, care am cusut prin ea și stă fără sombrac. Dar puteți să puneți un caboșon mai mic pe care la fel puteți să-l îmbrăcați. Dacă vreți să îmbrăcați caboșonul, trebuie doar să fiți atentă să lăsați între al doilea caboșon și marginea primului, cât să zic, cu 3 mm, așa încât să poți să dai prima tură de mărgele pe care tu îți vei lucra apoi uh, îmbrăcămintea. No. Și arată drăguț, sau puteți pune aici, sau puteți scoase 1, 2, 3 perle, sau, sau, sau. Dacă vă uitați pe Pinterest, este plin de idei de genul ăsta, pe tehnica de bază, doar adăuga ceva, nu, nu știu ce, cât eu mărgea, sau uite cum am făcut eu, mărgea din asta în formă de uh, melc, și arată senzațional. Și deja s-a schimbat puțin treaba să dau ăsta că este o cu mâna pe el. Am mai băgat două, printre ele pe interior și prin a doua. Încă două. În capăt. Printre ele și prin a doua. Cu dragoana. Acum am văzut comentariul tău. Că uite, nu s atentă și ce am lăpărțat-o pe asta. Cu unghia o împingem pe, urmă... pe asta care nu stătea bine și pe aia le punem pe următoarele peste. Dar uite, urmează faza în care dacă suntem la sfârșit, da? Dacă mai punem una, rămâne tot cu spațiu. Și atunci poate ar fi bine să le lăbărțăm un pic, pentru că o să vă arăt după aia un, un catch, să zicem așa, cum ele se vor aranja la locul lor. Deci astea nu le mai împingem așa tare, le lăsăm un pic să așa. Mă încep cu acu, stați să văd dacă focalizează, aici, hai, așa, la un 2 mm distanță de ele, da? No. Ele sunt mai așa. Printre ele, cum am stabilit, am ieșit prin celălalt, prin al doilea, da? Chiar dacă rămânăm un pic de spațiu, n-are nimic, o să vă arăt cum facem. Mai bine un pic, un pic de spațiu decât să înghesuim una, decât să înghesuim două în spațiu de una jumate, să zic așa. Ia uite aici, vezi? Că rămâne cu spațiu. Te baci cu acu până în capăt, chiar dacă e mai mult decât mărgeaua, așa am pățit și la celălalt. E exact la fel. Numai una am mai pus, da? Pentru că atât am mai suportat. Nu înghesuim nimic. După care încep să te duci prin toate. Nu un pic. Și le ajez cu degetul. Ia. Și mai trecem o dată. Asta e șpilul de care vă ziceam. Mai trecem o dată cu acul, fără nimic pe el, prin toate. De jur în prejur. Asta le stabilizează și ți le și aranjează să stea frumos. De tras, așa, mediu. Nici prea tare, nici prea Sunt foarte multe maestre pe care eu le urmăresc, care au un stil foarte urât de a lăsa, de a lăsa spațiu între, între caboșonul îmbrăcat și următorul rând de decor. Deci ok, eu lucrez pe gri, pe cremuri, pe nuanțe din astea așa, dar este mie nu-mi place cum se vede. Sau au cos diverse cristale prinse în metal, în setting din ăla, cristal în setting și nu mai pun nimic în jurul lor și se vede baza și tipe din astea bune și șmecheră la broderie și eu nu înțeleg, nu înțeleg de ce ai lăsat să se vadă, adică eu mă chinui să strâng atât de încât să nu se vadă, adică eu le tot aranjez cu degetul până își găsesc ele locul ăla de nu rămâne un spațiu mare. Un pic acolo, un pic acolo, un pic acolo e ok. Că se împarte spațiu între toate și îi cât de cât ok. Bun. Am terminat de dat o tură doar de întărire de jur împrejur. Am intrat pe spate. Bun. Acum lăsăm un pic de spațiu aici, să zic, un câțiva milimetri și încercăm să ieșim aici, fetelor. Uite, da așa. Lângă cea mai bombată parte a mărgelei, să zic, la un milimetru distanță. De oricare dintre ele nu contează. Ceva de gen. Următorul rând va fi de argintiu. Stați, așa că mi se termină. Bun. Eu așa am țin mărgelele în cutii din astea. Le iubesc. Le-am găsit în. Uh, cum îi zice? În jumbo. Toate astea așa. Se găsesc în jumbă. Îs foarte șmecheră. Bun. Da? Noi acum o să dăm un rând de jur împrejur de argintiu. O să aveți tendința să mergeți, să vă mulați cum ar veni pe forma mărgelelor de dinainte, care într-o parte sunt mai bombate, într-o parte sunt mai adunate. Ca să nu facem un zigzag zacricicracii, vom merge cu câte trei mărgele pe ac și tot timpul o să vă ghidați după ce mai bombată partea mărcelei din față pe care noi mergem, da? Uite așa o să vă arăt. Deci vine 1, 2, 3. Le dă, luăm pe ac, le dăm jos, da? Și acum eu îmi pun ața așa de obicei, vedeți? E, el are tendința să se, să se muleze, dar noi nu-i dăm voie. Împingem și vom înțăpa cu acul. Dați să focalizăm, hai toam așa. Împingem în jos și vom înțăpa cu acu nu încolo către mărgele, ci exact în capătul lor unde ne, duce, unde ne duc mărgelele. Pe drept. Unde ne duc mărgelele pe drept. Ăstea întotdeauna primul o să-ți fie mai înspre mărgele, că acum a ieșit de acolo, dar la următoarele trebuie să mergem drept. Maria, că vorbeam noi două astăzi pe privat despre treaba asta, ca să nu te mai lași dusă de forma mărgelelor de dinainte, da? Trei pe ac, în sensul de trei pe ac să mergem și un pic mai repede, dar nici să nu facem un crici știți voi? Uite așa. Trei pe ac, le-am dat în jos, vedeți? Ele tin să ia forma mărgelelor. Dar noi împingem, înțepăm în fața lor. Nu ne ducem către mărgelele. Deci nu ne ducem încolo. Împingem în jos, în capătul mărgelelor. Le punem unde vrem noi, nu unde vor ele. Oricum, tot așa, un rând din alea de siguranță de jur în împrejur, prin toate mărgelele, la terminarea rândului, la fel o să ți le aranjeze în loc. Și tragem un pic, da? Dar nu foarte tare. Și atunci ele o să meargă cât de cât drept. Încă trei. La noi începe ploaia, se tot aud tunete și mă las, v-am zis, ghidată de forma bombată a mărgelei. Văd acolo că eu mergeam în fața mea bombată, nu în capăt, tu iei în țăp. Așa. Intru printre, așa că nici nu v-am zis, intru, noi am pus trei peac, intru între prima și a doua în mijlocul lor pe interior, obligatoriu, ca să trecem prin ultimele două, da? Tot pentru stabilitate. Prima e prinsă doar cu o ață, a doua deja e stabilizată cu al doilea rând de ață prin ea, da? 1, 2, 3. Le-am dat jos. Rândurile astea trebuie să fii atent cum te duci. Că de rândul ăsta depinde cât de drept și de frumos o să-ți fie cercul la sfârșit. Da? Bun. Între mărgeaua 1 și 2, în interior, în mijlocul lor, da. Între ele, cum ar veni. Asta înseamnă în mijlocul lor la mine. Între ele, între mărgeaua 1 și 2 acolo scoțacu. La început o să vă fie greu, dar vă obișnuiți la un moment dat să scoateți acul din prima. Le așezi în capătul lor. Printre ele. între 1 și 2, da? Și am trecut prin ultimele două. No, rândul ăsta îl ducem până la capăt așa. Eu îmi țin de ață, nu știu dacă ați văzut, că eu îmi țin de ață să îmi țin mărgelele drepte. Deci îmi țin de ață pentru că îmi ține, îmi ține mărgelele drepte. Le împing cu unghia și îmi ține mărgelele drepte, știu exact unde să înțăp. Și ies pe interior, întotdeauna pe interior, și încerca să intrați perpendicular, nu din unghiuri. Nu așa, nu invers, perpendicular. Printre ele, da? Pe interior, întotdeauna. Dacă uiți faza cu pe interior, îți mai dai un pic de lucru la sfârșit. 1, 2, 3. Am ținat întinsă. Am intrat în capătul lor. Deci la noi la Sibiu plouă cu soare, ca să știți. Am ieșit între 1 și 2 și trec prin 2 și 3. M-am uitat la ceas și văd că deja au trecut vreo 50 de minute. Când am făcut pregătirea pentru live și am făcut primul element, l-am făcut în fix 18 minute. Tot ce vedeți aici. Dar eu sunt o persoană care coase repede. Sunt multe persoane care coas încet. Îi zice fast bidder și slow bidder. Pucată mai mare de fetru rigid de 2. Super. Exact. Fetru rigid să nu aibă, să nu aibă prea multe fire din alea scoase să te, să te înțepi în el. Corect. Da? Am intrat în capăt. Ies între 1 și 2 pe interior, trec prin 2 și 3. O să o iau un pic mai repede, ca să înțeles ideea. Încerc să nu ies din cadru. Să mi se termine ața în curând, va trebui să o schimb. Dacă aveți întrebări, până am termin rândul, scrieți-mi ca să vă pot răspunde. Dacă nu am văzut unele întrebări, îmi pare rău. Mă uit, am telefonul deasupra mea, oarecum la nivelul ochilor, și mă mai mi-arunc ochii din când în când. Dar poate am sărit pe cineva, dar o să încerc să vă răspund după live, în scris, la toată lumea. Și puteți să-mi dați cerere de prietenie, și dacă vreți să începeți proiectul nostru. Puteți să mă întrebați în privat fără probleme. Sunt destul de ocupată că am un magazin în centrul Sibiului cu turiști, dar, pentru turiști, dar îmi fac vreme să vă răspund. Bun. Ne-am ieșit unde trebuie. Deci, țineți minte, întotdeauna ieșiți cu acu pe interior. Da? Pe spate vă o trebuie să arate așa. Mai băgăm trei margeleși pe am schimbat-ața. La genul ăsta de etapă, să zic așa, nu-i prea ok să nu ai ață. Pentru că nu mai ai de ce ține și nu o să îți așezi margelele la locul potrivit. Și îți lași spații și nu știu ce, că te zgârcești la un pic de ață. Eu schimb ața în felul următor. Acum, că nu mai merg mai departe, am ieșit prin cele două și am intrat din nou în capăt și mă prind de aici, din spate. Uite așa, prind un pic de textil de aici, înspre interior, evident. Mm. Intru prin nodul meu, mai intru un pic de textil înspre interior Pac, am scos din ac las un pic de moț și îl ard ața asta cu care eu lucrez se arde și lipesc pe dos e cea mai sigură treabă cu arsul și lipitul să vedem pe aici ok Tu, cred că am văzut toate comentariile. Mai îmi bag un pic de ațănac. Așa. Nod. Nod destul de mare să nu treacă nodul pe partea cealaltă. Da? Aici avem voie nod. Nu e alte tehnici în care n-ai voie nod faptul că noi ne legăm de o bază, lucrăm pe o bază de textil, avem voie nod. Bun. Am văzut foarte multe persoane care mai lucrează și pe alte baze, nu pe fetru. Am trecut și eu prin alte baze și credeți-mă, tot la fetru am ajuns. Deci fetru ăsta de croitorie este senzațional de așa ceva și e ieftin. Adică eu am dat, nu știu, gen 15 lei pe un metru liniar, pe vreun metru lățime, un metru pe un metru cu 15 lei. No, am intrat iară cu acu, nu-mi place cum am intrat, sunt afa în afară, nu e ok. Pentru că noi după aia trebuie să decupăm surplusul de fetru și nu cumva să-mi tai nodul. Ăla e unul din motivele pentru care tot ziceam pe interior, pe interior. Noi să vedem. Deci am ieșit destul de aproape de ăstea, dar am intrat bine aici. Opa, așa. Am intrat bine aici, să nu fiu cumva în afară, știi? Bun. Eu sunt foarte atentă când schimb ața. A, am intrat în ultimele, înainte de ultimele două, trei, nu contează, știi? Doi, trei, între 1 și 2 pe interior perpendicular pe cât posibil și cât mai în interior. Că dacă nu trage stare, e ok. Nu ți se vede ața, nu nimica, pentru că tu ești la al doilea rând deja de mărcele. Opa, am una care nu vrea. Să nu forțați mărgelele, trebuie să vă intre ușor pe ac, pentru că voi mai aveți de trecut prin ele și atunci tu trebuie să ai spațiu pe unde să intri. Dacă e una care vedeți că intră forțată, nu o băgați. Ca aia o să vă facă probleme la următoarele etape. Unșpe, acele astea de 11 cu care eu lucrez de la Pony sunt foarte șmechere. Uite astea. Foarte bune ieftine, se găsesc pe aproape toate magazinele de, de mărcelit și 11 ăsta intră oriunde. Inclusiv de vreo 2 3 ori prin 15-0, deci bune, bune ace. N așa, am ajuns în capăt, intră 3, ne uităm, le punem pe ac, intră 3, bun. Și acum le lăsăm deoparte și ne băgăm cu acul fix în, în fundul asta prima, o înghesuim o țără. Bun. Și din nou. Ieșim printre 1 și 2. Am intrat prin 2 și 3. Și ne ducem cu acul mai departe. Mai știți pe aia care stătea acolo înghesuită? Nu. No, tocmai s o aranjat. Bun. Și acum trecem cu acul, după cum spuneam, fără nimica. Doar ața. O tură de jur împrejur și tragem. Mediu, nu tare, mediu. Astea sunt odată și de întărire, în timp, pentru timp, dar și, de exemplu, la rândul ăsta, o să vedeți că ne vom lega de el și atunci nu ne trebuie să fie mai țapăn, să zicem așa, și atunci el va fi mai țapăn dacă îi mai tragem un rând de ață de jur împrejură. Așa, mai am un pic. Având în vedere că am înghesuit-o pasta prima, știu exact unde am început. Deci. Și atunci o să mai trec o dată prin ea și mă mai duc prin următoarele două, trei. Dar să nu exagerăm că ne mai trebuie spațiu prin mărgelele astea, că o să mai trecem noi prin ele. Asta e Nu. No. Deci poate ar fi o idee bună dacă folosiți caboșoanele astea de 16 mm să nu folosiți mărgelele de 3. că după cum vedeți, nu se așează... Adică la sfârșit îți intră una jumate. Ori una, ori înghesui două. De înghesui nu-i bine, de una îți rămâne un pic de spațiu, în fine. Deci poate încercați cu 4 mm. Și acum, ca să terminăm treaba, intrăm pe interior, între rândul ăla și rândul celălalt, băgăm acul pe interior și facem un nod. Bun. Mai facem un nod. nod înseamnă fac o buclă, hopa, scuze. Am făcut o, am intrat un pic prin textil, am făcut o buclă, am intrat cu nodul prin ea. Bun, cu acul prin ea. Și ducem un pic ața mai departe de nod. Tăiem. Îl ridicăm în sus să nu ardem tot în calea noastră și asta -i. Următorul pas este decuparea. Trebuie să decupăm surplusul. Da, hai tu Laura că tu știi. Bine te revăd, drăguța mea. Am făcut așa. Noi trebuie acum să decupăm. Le ceam și fetelor. Când decupăm, nu decupăm nici așa, nu decupăm nici așa, decupăm drept perpendicular pe, pe, textil, da? Perpendicular, bun. Și noi trebuie să decupăm. În principiu, mergeți aproximativ la un milimetru distanță de mărgele. După aceea, noi mai putem vedea unde mai putem tăia pe dos. Să nu cumva să ne tăiem ața. Dacă voi o să scoateți acul pe exterior, o să vă tăiați ața garantat. Dacă îl scoateți pe interior, nu. O să tăiați la 2 mm distanță ceea ce ne dorim noi, da? de -aia am zis că dacă o să scoateți sacul pe exterior, când intrați prin margele, vă dați de lucru în plus, da? Bun. Decupăm, decupăm. Bun. Acum eu mă uit de jur împrejur să vedem. Mi-am decupat cu colțuri, cu nu știu ce. Că mai am obiceiul ăsta de a decupa cu colțuri. Uite aici îmi permite, că m-am uitat pe spate, să mai iau un pic din ea, știi? în principiu cât mai aproape de mărgelele tale, da? Bun, așa trebuie să arate. Acum, nu, ne trebuie un spate, că noi nu putem să rămânem cu ea așa. Să vă dau un exemplu pe o bucată de fetru, da, care am mai folosit-o. Nu, ne trebuie un spate. Eu lucrez cu E6000. Ăsta trebuie făcut, unde sunt, așa, ăsta trebuie făcut cu lipici, de jur împrejur, preponderent pe margini, da, un pic de lipici și în centru, și el vine lipit pe o bază, da? pe, o, pe o altă bucată de fetru, evident, pe, pe o altă bucată de fetru, evident, pe mărimea lui, da? Bun. No. După ce ați lipit, vine băgat la. Eu mi le bag sub cutiile mele de mărgele, care sunt cutii grele, și rezultă treaba asta. Eu asta l-am făcut în avans și l-am lipit, da? Este lipit, l-am băgat la presa deja. E destul de tare s-a și presat. Încercați să nu puneți mult lipici. Indiferent ce lipici folosiți, dacă, folosiți, dacă, el pune, dacă voi puneți prea mult, o să vă să pe, pe, afară. vă sfătuiesc să folosiți o scobitoare. Știi? Ei din lipici și pui cu scobitoarea frumos pe margine. Pac, pac, pac. Uite așa. Îți pui, uite așa, pe margine. Pac, pac, pac. Și atunci știi foarte bine că marginile trebuie să fie bine lipite, da? Da. Al meu sta la, la presat undeva la o oră. Cu E6000 în principiu în 30 de minute e gata și pot să lucrez. Din nou, dosul se pune ca să ascundem în primul rând cu cusăturile și în al doilea rând să avem bază pentru margine. Marginea se face în tehnica brick stitch, dar ajungem și acolo. Și acum decupăm din nou. Da? Pe margine, frumos. La fel, nu așa, nu așa, drept, da? Deci l-a presat, cum zic eu, sub ceva greu. Sub ceva greu, ideal. Acum iară mă uit să vedem, avem ceva colțuri. Nu avem Ba, uite, aici avem. Bun. Asta. -i. Da? Bun. Asta e treaba. Și acum ar trebui să-i facem marginea asta de care vorbeam noi la început, da? Vedeți? Pe dos o să arete așa. În margine o să arete așa și din față o să arete așa. Nu-i greu, trebuie doar să fiți un pic atente. Din nou, pe YouTube există video tutorials cu edging, să numesc, edging. Eu marginile le lucru cu nanofil sau cu fireline, obligatoriu pentru simplu fapt că de obicei dacă vrei să te prinzi de marginea aia, ea trebuie să aibă de ce, adică mărgelele alea trebuie să fie bine prinse. Am renunțat să lucrez cu ața de broderie pentru că tu treci doar o singură dată prin acele mărgele și ele trebuie să aibă stabilitate și ele trebuie să suporte. Uite, de exemplu, cum am făcut noi aici, da? Ele trebuie să suporte ciucurii și atunci ele trebuie să fie bine prinse tu ai aici două rânduri de fetru sau în cazul celor care vor să lucreze cu piele întoarsă sau piele pe spate, tu ai două rânduri de material textil de, destul de tare, de țapăn și atunci uh, e ok. Dar dacă ața nu suportă, deci dacă eu făceam marginea cu sonul ăsta, eu îi făcea cu sonul ăsta, uh, era ok o purtare două, după care garantat mi se deșirau oste de aici din marginea. Noi am ieșit prin ele, deci ciucurii mei îs prinse de acele mărgele, înțelegi? Și atunci, uite, aici n-am făcut nimica, n-are nicio treabă, adică la ceva simplu poți să faci așa, dar uite, poți să-i faci un, un model. Aici, vedeți? Am mai adăugat un rând de mărgele peste brick și poți să-i faci un model așa cu niște picouri, se numesc astea, da? cu niște zigzag, așa, să arete mai drăguț, să arete mai terminat, să zicem așa, da? Bun. Uh, cu ce lucru eu, ăsta este de 12, de 13, în fine, 0-13 Fireline. E un Fireline un pic mai subțirel, pentru că am nevoie să fie finuț, pentru că am nevoie să mai trec prin margelele alea. Deși ele sunt 11-0 și au găurile destul de generoase, dar no, trecerea prin ele e limitată ca și treceri, ca și număr de treceri și atunci e ok să, să lucrez cu ața un pic mai subțirică. Eu am găsit 13 ăsta, mi se pare ideal pentru margini, pentru uh, ciucuri, uh, prin ciucurii de care nu sunt atât de sigură sau au în capăt ceva greu, trec de două ori dar tot așa foarte atentă să nu strâng, să nu-mi stea ciucurele curbat sau așa, să stea frumos, natural, să curgă. Bun, din nou, nod. Unde ești? Aici, nod. Cât de mare se poate, hopa, nu fugi. Și începem să facem marginea. O să ne băgăm cu nodul nostru printre cele două rânduri de mărcele. Aici, oriunde, nici nu contează undeva să nu se vadă, de exemplu unde îi bomb bombată mărgeaua. Dacă îl tragem bine, nu o să vede. Eu l-am băgat aici, unde e bombată mărgeaua și probabil că s-o ascuns sub ea. Nu. No. Și am ieșit pe spate, la, nu știu, 2-3 mm de margine. Eu am ajuns să lucrez așa, cu 2-3 mm. La început lucram foarte lung. Acele piciorușe care le-ați văzut voi în spate, le făceam foarte lungi dar în timp m-am mai cizelat, să zicem așa. No. Și ăsta este un brick clasic pe care tu l faci pe o bază. E foarte simplu. E niște mărgele care se așează în fund cum ar veni pe, pe marginea asta. Începem cu două toho 11-0. Marginea, de exemplu, puteți să o faceți, dacă vreți să faceți margine din asta, fără model, fără nimica, puteți să o faceți cu delica. O să arete super frumos, e așa am minunat. Dar eu vreau să prind, cred că, niște lacrimi. Ceau, aveam niște prieteni în vizită. Cred că niște lacrimi vreau să prind și atunci vreau să lucrez cu Toho. Are totuși gaura un pic mai generoasă și pot să trec prin ea. Începem cu două, da? Am băgat două pe ac. Și mă uit un pic să fie ața mea acum ar veni să iasă între două mărgele. Uite așa. No. Le-am dat drumul înapoi și eu acum de la, de la cele două mărgele pe unde mi ese miața, mai las un spațiu și mă bag cu acul între cele două rânduri pentru că noi tot aici ne vom băga, între cele două rânduri dar două, da? Am două pe ac, las două spații și trec cu acul pe partea asta, la altă Iau o să fie gen pe diagonală, o să se așeze astea două. Și acum începem ce înseamnă brick stitch, da? Ele s-au așezat pe diagonală, uite-le așa, bun. Bun, și trecem cu acu din fundul ei, cum vorbeam cu fetele, rădeam din fund în gură, sună urât, dar ca să puteți să vă dați seama, treceți cu acu din fund în sus, de dedesubt prin a doua mărcea. Da? Nu în prima, în a doua. Și ea deja s-a ridicat în picioare. Și acum începem. O mărgea pe ac. Trec cu acul între celelalte, următoarea, următoarele două, într o parte, într-alta. Deci o înțăp între cele două rânduri de mărgele, dar și între cele două mărgele următoare, cum ar veni. Am trecut cu acul, ea tot în diagonală se va așeza. Da? Și mă duc prin dosul ei în sus. Și trag un pic. Și s-a așezat în picioare lângă cealaltă. Cu gura în sus, cum ar veni, da? Și cu fundul pe marginea de... Am luat o mărgea pe ac. Între cele două rânduri, dar și între cele două mărgele următoare. Am intrat, s-a așezat pe diagonală, din fund în sus. Pac. Următoarea mărgea. Aici văd că începe deja să mi se înghesuie și atunci o să mă duc la următorul rând. Nu intru între astea două pentru că va sta foarte înghesi. Uite, mă duc la astea la alte două. Deci eu cu A, cu, cu mărgeaua pe ac, da? Nu o dau în jos, că n-are sens. O țin numai cu degetele. Am intrat, uite aici. Pac. Ața, după cum vedeți, ea intră între mărgele. Acolo trebuie să intre. De-aia am zis că rândul ăla este foarte important ca noi să-l... Nu, în momentul în care trage, a se așează. Nu ți se vede ața, nu ți se vede nimic. E foarte important în ăsta să fie întărit pentru că tu te prinzi de el pentru marginea. Este un punct de sprijin, da? Am luat mărgea pe ac, între cele două. Am trecut. La fel, iar o iau prin dosul ei, da? mărgea pe ac, între cele două, vedeți, da? Deci între cele două rânduri de mărgele, între cele două mărgele care urmează, ca să aibă loc ața să intre, între cele două mărgele. Și am tras, da? Așa se așează. Opa, hai. Vi se pare greu? Dacă vi se pare greu, repet, mai nou pe YouTube există tutoriale pentru edging. Rusoaicele au altă tehnică. Mie nu-mi place pentru că tehnica lor nu mă lasă să-mi fac ciucuri. Ele prin ciucuri de bază asta de aici și arată cam ciudat. În momentul în care tu ieși cu ciucurii de mărgele din astea, pe dos arată frumos. N-ai cusături pe marginea Înțelegi? Nu. No. Ele au cusături pe dos. De cu... Am fost foarte curioasă să văd cum arată lucrările lor pe dos. Și când am fost la o expoziție în Frankfurt, era o gagică o rusoaică care bineînțeles era acolo la vânzare cu chituri, pe foarte mulți bani și cu bijuterii finite. Și am rugat-o dacă mă lasă să mă uit pe dos. Deci ale noastre, ale mele cel puțin, sunt impecabile pe spate. I se vedeau cu sături și, ți-am zis, ciucurii se prinde de textil aici. Majoritatea celor, am văzut în videourile lor, au tehnica asta pe care eu nu o înțeleg, mi se pare aiurea și absurdă. Da? Așa trebuie să arate fetelor. Deci ața care tu o bagi prin mărgelele astea, trebuie să-ți intre printre celelalte mărgele din rândul ultim care noi l-am pus, da? Mărgea pe ac, între cele două mărcele Hai la mama, asta, așa, că eu mă uitam în telefon și n-am intrat bine. Pac. Și tot așa. Dacă mai știți, și la broderia pe care am învățat-o clasic la copii, când eram copii, marginea tot așa o făceam. Numai că piciorușele erau mai depărtate și erau prin coață și intram prin buclă ca să putem merge la următorul și să stea piciorușul drept. E cam aceeași tehnică. Deci eu la început de tot n-am știut, am văzut la cineva și nu știam cum se face. Și mie mi-a dat ideea mătușa mea, care mătușa mea a cusut foarte mult chelim, dacă știți și foarte multă broderie cu ață, fețe de masă brodate cu flori, cu nu știu ce. Și ea făcea margini de genul ăsta. Și ea știa tehnica asta de a intra prin ața de dinainte, cum ar veni sau în cazul meu prin mărgeaua de dinainte. Și mi-a făcut foarte mult sens și să se descoper după niște ani că de fapt asta era tehnica. Adică am nimerit-o să zic așa. Bine, începutul meu cu două mărgele nu-i la fel ca al fetelor. Fetele încep cu o singură mărgea și rămân cu o, o ață în aer. Am, rămân aici în loc de mărgeaua asta, ele rămân cu o ață în aer. Am încercat și eu, dar pe mine mai enerva enervat aia de să mor și atunci am preferat așa, pentru că o să vă arăt la sfârșit uh, cum se așează mărgea aia la locul ei. Bun, o să iau un pic mai repede. Până termin eu marginea, că tu pare ușor, să văd cum e când fac eu. Hai mă termină, că nu, nu știu ce. O să iau un pic mai repede, eventual întrebați-mă până acum dacă aveți întrebări, să vă răspund. În principiu, asta e cred că cea mai grea parte la broderie, marginile. Adică Așa zice multă lume că asta a fost cel mai greu pas de, de învățat. Mie nu mi se pare greu, mai greu mi se pare să mă apuc să fac niște modele complicate și să încep cu un caboșon și mai pun un caboșon și mai pun un caboșon și în jurul caboșoanelor să pun altfel de mărgele gen super duo sau uh, tila sau mila sau whatever din astea diverse forme. Nu- aia mi-a fost mai greu. Asta mi se pare ușor de învățat. Bun. Ca, ca, orice, ca orice lucru de mână, îți trebuie exercițiu. Ideea este să încerci odată, să vezi dacă îți place tehnica. Eu am încercat multe tehnici și totdeauna m-am întors la broderie. Pentru mine este cea mai minunată tehnică. Singura pe care o mai lucrez cu plăcere este pe iote, brățări din alea late după modele, după diagrame. Aia este relaxarea mea. Deci pentru mine e relaxare acolo pentru că sunt atentă la model și număr și atunci nu mă mai gândesc la nimic altceva. Și e relaxant pentru mine cu... Pa, scuze, am ieșit din cadru. Eu îmi tot trag către mine să văd. Opam. Hai să mai rulăm o dată, da? Mărgea pe ac. Între cele două de acolo și trecem prin ea. așa aici tensiunea trebuie să fie moderată, să zic așa. Nici prea largă, nici prea strâmtă. Dacă strângeți prea tare, o să vi se curbeze mărgelele în interior. Deci când începe să vi se curbeze mărgelele către voi, către fetru din spate, înseamnă că ați strâns prea tare. Și ideal ar fi să desfaci pentru că nu o să ți se așeze bine și o să arete urât. Și dacă vrei să-i faci ciucuri, nu o să-i poți face pentru că rândul tău va fi în diagonală, nu în sus. Și atunci o să-ți dea ciucuri în spate, nu o să-ți se așeze nimic. Vă sfătuiesc să desfaceți. Când vedeți că a strâns prea tare, ceva nu e și cum trebuie, nu se așează nu știu ce, desfaceți. Nu, nu, nu mergeți pe principiu, mergeți și așa. În broderie nu merge și așa. În broderie trebuie să fie cu sud drept, Trebuie să fie cu sud drăguț, frumos. Bun, mai avem un pic și terminăm marginea. La rusoaice nu vă recomand să vă uitați, având în vedere de deci ce sunt cele mai bune, da? la tehnica cu mărcele. Cu broderia, la broderia cu mărcele, dar nu vă uitați la tehnică. Părerea mea, eu sunt mai perfecționistă. Tehnica lor lasă de dorit. Sunt foarte puține care fac tutoriale pe net și care au o tehnică impecabilă. Am văzut, ele au niște design și niște combinații de culori de înțepenești superbe dar uh, am văzut la foarte multe cu sut strâmb. Sunt, sunt maestrele, maestre care în lumea noastră a mărgelelor sunt niște dive, să zic așa, da, fetele alea sunt exact ca mine, nu lasă la voia întâmplării, nu lasă că merge și așa, nu le ieși rândul drept, le desfac. Așa, prin trei mărgele, lua două pe ac, încă două, se întorcea, băga prin trei, nu i vorba de consum de ață, e vorba că nu prea are stabilitate. Eu merg cu maxim trei mărgele. Maxim. Și eu am mai văzut la rândul ăsta ultimul să meargă cu 4-5 mărgele și să treacă prin, nu știu, la 5 trece prin ultimele 3 sau așa. E vorba de stabilitate. Nu o să-ți stea bine asta. O să fie lălâu și în momentul în care tu vii cu marginea peste, nu mai are de ce să se țină. El trebuie să se țină tare. Marginea ta trebuie să fie stabilă. Am zis, s-ar putea tu să lucrezi mai multe elemente, am eu multe coliere așa, mai multe elemente pe care, după, ca, după care tu le prinzi unul de altul. No. Elementele le trebuie să țină între ele. Dacă, marginea, dacă ultimul tău rândilă lui și marginea asta evident, s-o prind și ea lui, că nu are cum să se prindă altfel, nu o să -ți țină. Ți se va rupe la purtare, pur și simplu, îi se rupe la gât de a zic că e foarte important să fie stabil. Bun. Mai avem câteva și o să vă arăt cum o prind eu la margine, la sfârșit. Și o să vă arăt de asemenea și cum prind o tortiță și cum, cum ne putem folosi de marginile astea, cum ies prin ele eu. Ok, asta o să fie penultima. Penultima. No. Și acum de obicei, uite așa fac eu, ca să văd dacă am, am terminat. Deci ăsta e strâns, e la locul lui, pac. Și ăsta acum eu îl împing cu unghia încolo și îmi dau seama că între cele două mai intră o mărgea. Nu mai mult. La fel, dacă ați înghesuit, mărgeaua aia o să intre de desubt, ca un dinte crescut aiurea și o să arete ca... Să nu zic ce, nu vorbesc că n-am voie. O să arete urât. Bun, caut o mărgea, am găsit-o. Am luat-o pe ac, intru între cele două, ca și până acum. Am intrat. Am intrat prin ea, ca și până acum. Am pus-o la locul ei, în ultimul loc, da? Bun. Acum, intru prin asta minunata care a rămas, ca ultima, de sus în jos, intru prin ea, da? E pe diagonală, de, intru, de sus în jos. Aici am, am grijă să fie strâns, da? Intru prea, prin ea de sus în jos, trag un pic, s-o așeza și ea la locul ei, după cum o vedeți, intru pe sub, deci mă uit unde ața mea și ața mea e în dreptul la alea două, da? Intru pe sub ele, deci pe sub ața aia pe care ne-am întărit-o, da? Uite-o, ața aia pe care ne-am întărit-o și care acum ajută, trag, mi-întorc lucru că mi-e mai ușor, și acum eu mă chinui să intru prin ea din nou, din fund în sus. Ca să o prind și pe ea ca pe celelalte de ața de aici. Și trag. Și s-o aranjat. E gata. E prinsă și ea din toate părțile. În afară de aici. Ea nu e prinsă pe spate pentru că ea e prinsă numai din față. Dacă vedeți că asta iese, o băgăm la loc. Bun. Asta e fetelor. Am terminat. Să-mi caut o tortiță. Unde mi-am pus tortițele? Nu aici. aici. Eu lucrez cu tortițe de inox. Da? Eu sunt o mare fană tortițe tortiță de inox. Le prefer pe astea. Uite așa. Uite-le. Sunt extraordinare. Deci o dată că scoarc. Metalul ăsta e un metal țăpănos, inoxul. Ține bine. El vine deschis, așa că am să-l închid. El are, are, și din asta de să deschide, vedeți? De puteți să prindeți unde vreți. Ele vin deschise, eu le închid, pentru că eu le voi prinde la mărcele. Am închis-o. Bun, și facem în felul următor. Ne îndepărtăm un pic de punctul unde am terminat, ca să nu forțăm mărgeaua aia săraca ultima, adică prima și ultima, da? Intru prin ăsta, prin spate, prin un pic de textil, intru prin spate, 2-3 mm las, da? Ciupesc un pic și intru aici, cam aici ies eu între cele două rânduri de ăstea arginti și ăstea turcoază, Iau liftul, cum zic eu, rândul, ultimul rând este liftul tău. Liftul tău te duce în orice parte a lucrării, prin mărgele, că de aia ziceam că e nevoie, e nevoie de spațiu ele. El e liftul tău dintr-o parte într alta. Dacă tu ai făcut ceva aici, dar vrei să faci ceva și în partea cealaltă, nu o să treci prin textil cu acu, că nu e ok. Ești pe față și te duci prin lift. Așa zic eu la asta, liftul. Văd un pic unde sunt, sunt aici și intru în mărgelele astea, două, trei mărgele mai încolo, da? După care mă întorc, pe, mă întorc, la mine, pe spate, unde am eu treabă. Dar unde am ieșit acolo mă și întorc și nu trag, că s-ar putea să mișc rândul. Bun. Și acum intru prin textil și ies prin mărgea. De asta mi îmi place baza asta, stilul ăsta de bază, de unde iau tortițele, mărgele bijuterii.com sau .ro, site-ul verde, zic eu. Ei au o varietate, varietate, foarte mare de tortițe de inox și foarte ieftine, de toate tipurile, și din astea cu platou și de toate. Îți favoriți mei la chestia asta. Bun, am ieșit prin mărgea, da? Bun, acum ca să prindem tortița, am să pun pe masă, stați că voi nu vedeți, da, așa. Ia să mut eu un pic telefon numai așa. Da? Bun. Asta. Mai bine? Da. Am să mut pe masă. Că mie mie, mie mi-e mai simplu. Eu lucrez mult cu masa, să zic așa. Iau pe ac. Una argintie, vreau așa cu model. Una turcoaz. Tortița ea trebuie să stea așa, da? Cu dosul pe dos și cu fața pe față. Și intru prin ea cu acul așa încât ea să stea Așa, da? Bun. Și acum iau simetric. Una turcoaz și una argintie. Bun. Ridicăm. Cred că vă fac așa să vedeți. Ridicăm și sar. Uite cum am făcut aici. Am sărit una din mijloc și am intrat în cealaltă, da? Să aibă un pic de ceva acolo. Dacă le pui una lângă alta, o să cam înghesuit. Și atunci sari una și treci în cealaltă și ieși tot pe spate, pe textil, da? Eu de -aia prefer să lucrez cu fetru. Odată că se intră ușor prin el, fetru faptul care are perișorii aia, se mai ascund punctele de prindere, să zicem așa, dacă e să-l porți pe piele direct, îi comod, pielea se lipește dacă transpir sau așa. Deci eu prefer fetru de 100 de ori pe spate față de orice piele, piele întoarsă și alte chestii. No, el arată așa. Și acum pentru stabilitate noi mai trebuie să trecem de două, trei ori. Dar tot așa, tu nu poți să te ciupești, să prinzi mă de aici și să intri deja direct în următoarea. Eu trec în față pentru tărie, da? Trec în față și mă duc către punctul meu ăsta Printre cele două rânduri de mărgele mă duc două, trei mărgele încolo. Ața care se va duce în jos, se va duce în jos, nu o să se vadă, o să se ascundă între cele două rânduri de mărgele. Da? Iar am intrat pe spate, trec prin aia, da? Aia prin care am ieșit prima dată, din margine. Și acum trec iară prin cele două mărcele, prin tortiță și prin... Opa! Unde fugi? Și prin celelalte două mărcele. Nu. No. Cu fireline-ul ăsta al meu o să mă mai duc o dată și mi-e mi, -e mi -e suficient de trei ori. Fireline nu e o ață, deci am ieșit pe față, mă duc chiar două puncte mai încolo, cața ca se ascunde între cele două rânduri de mărcele, nu se vede și mă mai duc o dată. Hai mă. Ideea este să nu forțați. Dacă vedeți că se oprește în ceva, scoateți acul și le mai băgați odată. Nu forțați. Pentru că dacă forțezi, nu știi în ce ai dat acolo. Și forțezi și te miri ce strici. Hai, și trecem iară. Una, două mărgele, Am trecut direct două mărgele și tortiță. Încă una, două mărgele Și intru iară în aia prin care am intrat prima dată. Văd că deja o pune rezistență, deci e cam plină mergeau, așa atunci nu mai forțăm. Poți să o rupi. Și dacă ai rupt-o, te apuci de margine din nou mai greu, mai bagi o mărgea dintre cele care le rupt. Tocmai asta vreau să zic, dacă vreți să lucrați marginile cu delica pentru că se așează mai frumos și mai ordonat, atenție la faza asta cu intratul prin ele de multe ori. Doar dacă faceți baze simple. Dacă nu faceți baze simple, nu faceți treaba asta. Bun. Intru iară pe față. Nu aici, între cele două rânduri de mărgele vreau să ies. A. Ah. Am ieșit noi bine. Așa, bun. Și luăm liftul până în partea cealaltă să-i punem o lacrimă. Totuși, se pare că-i trebuie. Nu-mi place cum arată, așa, numai simplu, simplu sec. Și luăm liftul, înseamnă că ne ducem pe rând în jos. Puteți să luați liftul și pe Fireline. Dar pe Fireline s-ar putea să se vadă. Și atunci eu mă chinui cu astea. Că sunt deja destul de pline, că am intrat de două ori prin ele și am mai intrat prin ele și am băgat și rândul la intermediar de margine și uite așa. Bun, am ajuns în centru. No, aici este la ochiometru, zic eu. Să vedem, dacă noi suntem acolo, eu zic că virgulă cam aici ai centru și atunci sunt exact unde trebuie și o să intru în asta, las una liberă și ies în cealaltă, adică exact cum am făcut și sus. Mă bag pe spate. Pe spate mă mai uit o dată. Pe spate s-ar putea să le vedeți mai bine. Exact cum ziceam. Asta o să fie centru și atunci eu mă bag prin asta, că intru printr-una și ies prin cealaltă. Da? Asta va fi centru, exact asta de aici. No, am noroc să-mi fie fix, fix, fix centrat. La broderie nu întotdeauna e fix, fix, fix centrat. Bun, și vom face un model cu una din asta. Și mai am unele tare drăguțe pe care le-am ascuns. Se pare că... unde v-am pus? Nu, uite-le pe care o să le punem ca decor. este tot un turcoaz de LS de 4. Și vom face așa. Un argintie, nu, una turcoaz, una argintie, vedeți, vedeți, una turcoaz, una argin am luat nu, una turcoaz, una argintie, încă una turcoaz, ba, nu, două argintii, două argintii, o să iau una de-asta mică, încă o argintie, încă una din asta. Încă o argintie și o lacrimă. Așa. O să arete. În lacrimă, ca să îi facem un punct prin care să nu plece. Așa. Am băgat trei pe ac. Lasă stea deoparte și mă întorc prin lacrimă și prin cea argintie de dinainte lacrimii. Dați așa că vă fac așa și o să încerc să fac un pic așa și să mărim. Bun. Deci am băgat 3 pe ac, am băgat 3 pe ac. Le-am lăsat, n-am trecut prin ele, am trecut prin lacrimă și prin următoarea argintie de după lacrimă. Și tot așa trecem prin. Opa. Prin cea mare, cea argintie, cea mică și următoarea argintie. Țin de lacrimă și tragi. Dacă vrei să strângi, ții de lacrimă și tragi. O punem frumos pe masă. Am stabilit că. Aia din mijloc este aia din mijloc, și atunci, ca să facem la fel, trebuie una argintie și una turcoază. Și vom intra, așa, aici. Asta o lăsăm, că am stabilit că e mijlocul, și intrăm prin asta la Și, în cazul ăsta, ca să nu tragi de lucru tare să strângi, tragi ți de lacrimă și tragi. Și atunci ea se va aranja. Nu. Nu mă mulțumește doar o lacrimă. Mi se pare urât. Am trecut. Mă scuzați. Am intrat prin aia și am trecut în următoarea mărgea. Pe mine, v-am zis, nu mă mulțumește doar asta. Am să mai fac cu voi o margine. O margine. Stai că trebuie să micesc că acum, iar am ridicat lucru. Fac cu voi o margine, după care cealaltă, evident, este în oglindă și, și nu, nu, mai continuăm, că deja durează prea mult. Nu știu cu răbdare mai aveți. Și m-am hotărât în felul următor. Din nou, eu lucrez pe masă, văd cum se așează, îmi place. Am văzut că am început aici cu turcoaz, da? Începem și aici tot cu un turcoaz turcoaz argintiu din asta turcoaz de care am mai pus, uite așa. O altă mărgea argintie pe care nu o băgăm în seamă, dar ea a vrut să vină lângă noi. Hai să o dăm deoparte, da? Gen, nu o băgăm în seamă, ea va fi stopul cum ar veni. O lăsăm pe ață și trecem înapoi prin cristal argintiu. Iau pe ac încă una turcoaz. Uitați așa că a plecat. Mă pun în poziție. Și mă bag în următoarea de lângă. Apa. Așa, bă. Și ea se va așeza așa. Las foarte puțin spațiu, mă duc pe diagonală către următoarea. Da? Așa. Deci tu trebuie să ai punctele alea de prindere foarte mici. De aia ziceam, dacă tu tragi, în fetru se ascunde ața. Arată foarte bine. Adică pe dos nu o să ți se vadă. Dacă lucrezi cu piele sau cu suede sau cu nu știu ce, o să ți se vadă toate punctele alea. Marele avantaj al fetului este că ascunde acele puncte. Nu îmi place? Da, îmi place. Următorul vreau să-l fac la fel. Turcoaz, argintiu, cristal din asta de 4 mm. Mai am o argintie pe ac, pe care nu o bag în seamă, că ea va fi stopul cum ar veni. Intru prin cristal argintiu, țin de cristal ca să stea la locul lui, iau un turcoaz pe ac și mă bag în următoarea. Ca să-i facem un așezământ frumos, să zicem așa. No, Ăstea mici nu e nevoie să treceți față-spate pentru întărire. Ăsta da, că nu ăsta e altceva, sau tortița e altceva trebuie să aibă stabilitate, dar ăstea nu ăstea sunt doar niște elemente de decor trebuie să tragi destul de tare de ele ca să, nu... ca să le scoți bun, următorul la fel, un pic de spațiu am plecat în următoarea mărgea, din nou tragi dacă tragi se ascund punctele vedeți? Bun. o să facem niște dec două decorațiuni cu ăsta la alt argintiu Dăstamicul argintiu. Le-am dat drumul jos, dar eu trec înapoi doar prin cristal și prin prima mărgea băgată și prin aceeași gaură prin care am venit. Și mă duc la următoarea. argintiu, cristal argintiu. Le-am dat drumul jos, trec înapoi doar prin cristal, prin mărgea și prin aceeași prin care am ieșit. Aceeași mărgea din bază prin care am ieșit. trec în următorul și acum o să vă fac demonstrație și pe ăstea de care vorbeam noi, da? Pe picourile astea, care de altfel sunt foarte frumoase și adaugă oarecum un rând în plus. Adică dintr-un caboșon destul de mic tu poți să faci un pandan destul de mare cu rândurile astea de decor. Mie mi se cam termina nu știu dacă ajung până în capăt, dar mergem până unde ajung. Și atunci vom face așa. Ca să fie cu model, uite, vedeți? Noi aici am început cu mărgele turcoaz și argintiu în vârf. Exact așa vom face. O turcoaz, o argintiu, o turcoaz, da? Noi am ieșit deja. Suntem ieșite deja de aici. Avem trei mărgele pe ac, turcoaz, argintiu, turcoaz și intrăm în următoarea. Și în momentul în care tu tragi, tot așa, eu o țin de ele și trag. Și atunci ele se arșează frumos. Pac. Un pic de punct, da? De prindere și am ieșit în următoarea. Astea trebuie să fie destul de, de strânse. Dacă nu le strângeți, v-am zis, toate ațele se lasă în timp. În timp o să ți se lase foarte tare și atunci e mai bine să le strângi la început dar ții de ele și tragi. Argintiu? Nu, turcoaz, argintiu, turcoaz. Ții de ele și ții de ele cu degetele. Le prinzi între degete, bine, și după aia tragi de ață. Nu trage fără să ții de ele, că s-ar putea să strici ceva. Nu. Deci mie mi se termina ața. Dar mergem nici nu o să mai încerc să fac pentru că o să am nevoie. îmi trebuie să mi-o închid. Mergem cu acest model până în capăt, după care o luăm invers, că tu o să ai un număr de din astea, pe partea asta la altă, faci același număr, sau ca să fii sigură că ți se toată treaba bine, în momentul în care mie mi s-o gătat ața aici, când încep acum, încep din partea asta la altă. Ca să fac totul simetric pe partea asta la altă, mă duc înapoi și înapoi. Pentru că tu mergi cu aceste picouri, da? cu aceste colțișoare din margele, frumos până în capăt. Am să termin perechea de cercei și am să vă pun o poză pe, pe, pe grup să vedeți cum arată. Ok, da, vrei să vezi cum ascund ața? Bun. Cum îmi termin eu ața? Bun. Da, să-mi bag înapoi în ac. Mă scuzați, ies un pic din cadru că trebuie să-mi tracă trochi. asta e. Bun. Am intrat înapoi. Na, eu acum terminasem și intrasem pe aici. Trec pe față. Da? Deci trec pe față să ies între cele două rânduri. Între cele două rânduri astea. Da? Bun. Trăiască rândul lift. Eu sunt între cele două. Dar eu o să încerc să mă bag cu acu pe sub astea. Uite aici. Vezi? V-am băgat coacul din exterior în interior, pe dedesubt toațelor. La fel, buclă. Că nu văd. Buclă, trec coacul prin buclă. Așa, stați să-mi bag iar în ac, că e foarte scurtă. Și mă duc cu el cu capătul ăsta, ideal ar fi să faceți două noduri de genul ăsta de care vă zic, mă duc cu el pe rândul lift, cât mai departe de nodurile mele. Da? Trag, am scos din ac și am tăiat la firul ierbii, cum zic eu, da? La nivelul marcelelor. Și gata. Când e să bag acum din nou în ac, V-am zis, o să încep din partea asta ca să-mi fac modelul să fie simetric și la fel o să intru cu nodul între cele două rânduri de mărgele pentru că nodul se va ascunde sub mărgele și nu se va vedea și intru direct pe spate și din spate am intrat în prima mărgea în care am de treabă și după aceea mă duc tic, 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 pe toate părțile până în partea cealaltă. Aici mă bag pe, ca să sar rândul ăsta, o, de fapt nu l sar o să intru în interior, o să ies în exterior, mai intru o dată prin, prin prinderea tortiței, o mai întăresc o dată și mă duc mai departe cu modelul meu. Bun. Împreună cu Marcelia, văd că încă mai suntem 21 care ne uităm, împreună cu Marcelia o să și scriem un text despre asta, ne-am hotărât la o, să vă facem o provocare, să zicem așa. Având în vedere că v-am învățat astăzi cum să îmbrăcăm un caboșon de bază, Uh, și ce putem face de la un caboșon de bază ca să arete ceva frumos, da? să putem pune ceva în jurul ei. Uite, aici am prins doar o lacrimă, da? Aici e doar o lacrimă prinsă simplă, fără mărgele, fără nimic. Ne-am hotărât să vă lansăm o provocare, concurs, să zicem așa. Într-o perioadă stabilită, încă n-am stabilit, două, trei săptămâni, o lună, să faceți un proiect de la un caboșon din asta simplu îmbrăcat, că e rotund, că e oval, că așa, și să-l transformați, deci tehnica asta de bază de îmbrăcare a caboșonului, să o transformați într-o bijuterie. Că e un pandant, că e o pereche de cercei, că e o pereche de cercei mai complicată, că e un caboșon și îi faceți o bază pe iote sau și îl faceți brățară, aici este alegerea voastră, este ideea voastră, creativitatea voastră. Um, vom face un album de concurs, toate lucrările se vor înscrie acolo, o să, o să creem, o să coacem cu Marcelea împreună um, detaliile concursului, să-i zicem așa, și o să aveți termen de timp ca să faceți această bijuterie, pornind de la îmbrăcarea unui caboșon în tehnica de bază. Poate să fie simplu exact așa, exact așa de deci cei arată cercei ăștia unde e al doilea că nu-l găsesc foarte bine. Și arată foarte bine și în urechi. Și simplu, cu marginea simplă, fără modern, fără nimica. Fiecare cât crede și cât poate. Folosiți-vă folosiți de Pinterest. Da, Laura, așa închei și eu. Folosiți-vă de Pinterest. Sunt o grămadă de idei pe Pinterest. Um... I-am trimis Marceliei la un moment dat câteva poze cu lucrările mele făcute în tehnica asta de bază, adică un caboșon îmbrăcat și simplist, dar frumusețea pietrei face mult, sau mărgelelor, sau culoarea aleasă, sau așa. Și vrem să vă oferim și un premiu surpriză. Am hotărât că persoana care va câștiga, evident, vom supune votului în grup, o să facem tot așa o perioadă de vot va câștiga un premiu din partea mea. Încă nu m-am hotărât ce va fi, dar va consta evident în mărgele de lucru, în materiale de lucru, sau în ore particulare, dacă are nevoie, sau încă nu ne-am hotărât la ce. O să o coacem în următoarea zi și o vom posta pe, pe grup. Asta e provocarea care vă lansăm. Ne avem provocarea și într-un grup mai restrâns. Fetele au început deja să lucreze. Să sperăm că Vă înscrieți cât mai multe. videoul rămâne. Sperăm că se uită mai multă lume la el și vede la sfârșit provocarea lansată de noi. Vă pup, dragele mele. Mulțumesc că m-ați ascultat aproape două ore. Sunteți niște drăguțe. Mulțumesc, Marcelia, pentru invitație. Ești foarte drăguță. Fetelor, vă pup! Orice întrebări aveți, scrieți-mi în continuare aici la video și am să mă uit și am să vă răspund pe cât posibil. V-am zis, dați-mi cerere de prietenie și puteți să-mi scrieți în privat dacă aveți nelămuriri sau poze, nu vă dați seama unde ați greșit sau așa. Vă pup! Seară faină!